Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ascultă Orașul. Astăzi vă invit să vă pregătiți pentru o călătorie artistică în care convențiile sunt sfidate, stereotipurile sunt demolate, iar feminitatea este celebrată în toată splendoarea ei, pentru că începe luna martie. Subiectul pe care l-am ales pentru această lună în care sărbătorim feminitatea este o discuție despre o expoziție care va începe pe data de 3 martie și va ține timp de 2 săptămâni. Pentru a discuta despre această expoziție care provoacă, unde 8 femei își dezvăluie esența, am invitat-o în studio pe una din cele care organizează această expoziție, și anume Laura Ioana Pruteanu. Bine ai venit, Laura! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu aici. Și noi ne bucurăm că te afli aici. Și aș vrea să te întreb, Laura, mai întâi, cum ai ajuns tu să organizezi această expoziție și să ne vorbești un pic despre activitatea ta și cum a ajuns activitatea ta în acest punct? Eu voi fi parte dintre femeile care expun. Am ajuns să fac parte din acest proiect pentru că o cunoșteam pe cea care a inițiat ideea, și anume Lilia Klima. Și dintre cele 8 femei care ne-am adunat pentru a da naștere acestui concept, eu am fost prima pe care a abordat-o în urma unei expoziții de pictură la care am fost invitată să citesc unul dintre textele mele. Am ales un scurt poem care se pare că a impresionat-o pe Lilia foarte tare și s-a lipit și mai mult de mine în acel context. Și atunci a venit spre mine cu ideea aceasta de a crea un eveniment mare. În primul rând, grandios, chiar îndrăznesc să spun, ceva tipic în care să celebrăm feminitatea în toate formele ei, nu doar în cele pe care le cunoaștem noi cel mai bun. Să sfidăm cumva imaginea femeii din societatea noastră. Și am răspuns cu toată larghețea sufletului meu la inițiativa ei. Am fost foarte entuziasmată, atât de entuziasmată încât am început să vorbesc la toată lumea că să vedeți că în martie facem asta împreună. Între timp tot a crescut echipa, am ajuns 9 cu tot cu persoana care organizează. Suntem 8 femei care expunem, cu vârste foarte diferite, de la 15 ani la 50 plus. Din arii diferite, cu experiențe diferite, majoritatea suntem autodidacte și așteptăm să vedem ce o să iasă. Noi zicem că o să iasă aparte. Ok, o să vorbim pe larg despre această expoziție pentru că mi se pare foarte interesant și sunt curioasă care este rolul diversității de vârstă din cadrul expoziției cu artiste variând între 15 și 50 de ani și cum crezi că va influența expoziția dialogul dintre clișeile patriarhale și prejudecățile sociale. Dar mai întâi aș vrea să ne vorbești puțin despre tine și apoi să trecem la expoziție. Despre mine. Am o vorbă că e foarte greu să vorbești despre tine. Cred că e cel mai greu să vorbești despre tine. Pentru că e nevoie de context ca să vorbești despre tine. Atunci când vorbești despre tine e suficient să spui că ești. Dar dacă vrei să afli mai multe, e nevoie de context. Și dacă vrei să afli despre mine, trebuie să mă întreb despre mine în ce context. Dacă e vorba de contextul acesta, am zis deja câteva cuvinte. Altfel pot să mai spun despre proiectele mele de suflet și cum m-a adus chiar în acest context faptul că scriu și atelierele pe care le țin, care vizează cel mai mult partea de scris. Ce anume vrei să atingi prin atelierele care vizează partea de scris?
Pornind de la scris, unde vrei să mergi? Cred că cel mai mult îmi doresc să explorăm partea noastră sufletească care se conectează cu bucuria, aspectele pozitive ale vieții noastre. Sunt foarte atașată de psihoterapia narrativă, urmăresc principiile psihoterapiei narrative și în același timp experiența mea din zona antropozofică, de unde mi-am preluat niște idei din pedagogia Waldorf și le-am adus cumva împreună în ateliere de scris. Am pornit cu ateliere de scris combinate cu forme de aromaterapie și cu un blend care se numește Sara și am dezvoltat o serie de ateliere de scris pe tematici legate de trauma de natură sexuală. Dar în timp mi-am reorientat intențiile chiar, pentru că cred că în primul rând societatea noastră încă nu este suficient de deschisă pentru astfel de subiecte, sunt greu de abordat. Voiam să te întreb cum a fost experiența din acele ateliere, dacă a ieșit la suprafață ceva, dacă a fost vindecat și are legătură directă și cu tema noastră a feminității și a expoziției. Are clar legătură. Mi-amintesc că unul dintre ultimele ateliere a fost legat de tema traumei de natură sexuală. A fost în martie anul trecut și am abordat ca tematică nașterea, dar nu nașterea neapărat a unei ființe omenești și nu nașterea pe care o trece ca și proces o femeie. Deci nici nașterea noastră ca ființă, nici nașterea unei alte ființe pe care o poate aduce o femeie, ci nașterea unor idei, unor concepte, unor proiecte noi, unor acțiuni noi. Am vrut să duc ideea, conceptul de naștere mai departe de atât. Și cum faci legătura între acest proces și trauma sexuală? S-au dus de la sine în direcția aceasta. E foarte adevărat că mirosul este un simț care ne ajută foarte mult și ne ghidează și blendul pe care îl folosesc, fără să vrea, atrage lumea în discuții în direcția aceasta și este de la sine cumva vindecător. Și a fost interesant că, deși a fost un atelier deschis și bărbaților, au participat doar femei. Și majoritatea s-au dus înspre ideea de naștere a unei ființe. Unele au ales nașterea lor din perspectiva mamei care a dat naștere unei ființe. Altele s-au raportat la propria lor naștere, cum au ajuns ei pe lume. Și s-a creat și un dialog foarte interesant între participante. Au scris scrisori și au onorat acel eveniment. După care o singură persoană a citit scrisoarea respectivă și am făcut un joc prin care de la unii la alții ne-am luat lecții valoroase din ceea ce am ascultat la antevorbitor. Adică persoana care a citit doar a expus, după care următoarea a spus ce a găsit ea valoros acolo, ce a atins-o, ce lecții și ea, ce a învățat, ce a descoperit nou la ea și alte detalii de genul acesta. Și s-a continuat așa într-o spirală și fiecare și-a luat de la antevorbitor câte ceva și a fost o experiență foarte, foarte faină. Deci, cei care au participat la aceste ateliere au avut conștientizări, s-au regăsit în anumite situații, s-au inspirat de acolo. Cu toate astea ne-ai spus că societatea nu este pregătită pentru așa ceva. Vrei să ne spui un pic mai mult despre asta? Aici cred că e o dificultate poate și din perspectiva marketării evenimentelor. Contează, cred că, foarte mult cum le aduci în fața lumii. Poate unii oameni ar fi mai deschiși dacă ar înțelege exact ce se întâmplă acolo.
Am primit refuzuri de multe ori din direcția aceasta. Ce a fost, a fost, nu mai dezgrupăm morții. Nu vreau să mă retraumatizez, ceea ce e corect și nici n-aș vrea să fac asta. Laura, tu ești psiholog de formare? Da, sunt absolvent de psihologie. Și da. Mă întreb în ce măsură ai putut să oferi un spațiu în care omul să se simtă sigur când spune că nu vrea să intre în traumă și cum ai gestionat situația asta? E foarte greu dacă e la nivel de grup, să creează așa o sinergie, în primul rând, în grup. Dacă toți se duc în direcția asta, e greu să-i scoți. De obicei am avut discuții din speța asta individuale. Au fost oameni care mi-au spus după ateliere sau au fost oameni care au refuzat din start să participe, spunând că nu vor să se retraumatizeze. Când mi-au spus lucrul ăsta, le-am explicat mai pe larg ce se întâmplă în atelierele noastre. Și am insistat foarte mult pe aspectul pozitiv pe care l-am adus întotdeauna în ateliere. Când îmi concep exercițiile și tehnicile pe care le abordez, întotdeauna vreau să duc omul de la starea în care a fost joasă în a-și lua lecțiile din ea și a ajunge în stadiul acela de învingător, de om care își ia puterea înapoi, de om care știe acum cine este și onorează experiența traumatică ca și lecție și atât. Da? Care a trecut pe acolo, dar acum este cu totul altcineva și dacă ar fi să treacă din nou prin aceeași situație, nu ar mai acționa el însuși la fel și nu s-ar mai expune și nu ar mai fi tras în jos, pentru că deja și-a luat puterea de acolo și este mult mai puternic acum. Întâmplător, am participat și eu la un astfel de atelier. La primul. Recunosc că am ajuns acolo gândindu-mă la partea de creativitate, de scriere creativă. Nu m-am gândit la tema propusă foarte mult, dar am văzut că totuși a fost un succes, a adus ceva pe plus pentru participanți, pentru fiecare, chiar dacă fiecare a venit cu așteptări diferite, poate. Și să înțeleg de la tine că reticența ar veni din faptul că unele persoane nu ar vrea să intre din nou în acea experiență, că unii își iau ceva de acolo și din ce înțeleg de la tine, poate că e nevoie de mai multă promovare ca să înțeleagă omul unde vrei să ajungi. Da, cred că aici dacă aș reuși să schimb ceva și aș fi cu mult mai transparentă ca oamenii să înțeleagă că acolo nu este un proces de retraumatizare, că nu mergem neapărat ca să ne ascultăm unii altora poveștile triste și să cădem împreună și mai jos, ci pentru a ne onora unii altora momentele triste de viață și să ieșim din ele într-o formă mult mai bună. Cred că asta ar ajuta. Ok, să înțeleg că a fost o alegere a ta de a opri proiectul cu rezultatele pe care le-a avut, mai mult sau mai puțin. Aș spune că l-am pus pe pauză momentan. Așa, da. Și am trecut la a folosi scrisul exact în zona asta, adică am stopat ideea de a lucra pe trauma de natură sexuală momentan. Și de a aduce scrisul într-o altă zonă și acum explorez împreună cu un alt psiholog, cu Doina Toană, creăm împreună mici ateliere de scris în care o să explorăm darurile scrisului, bucuriile scrisului. Și am conceput împreună diferite exerciții și așteptăm oamenii ca să vadă că scrisul ne poate ajuta să ajungem într-o zonă a bucuriei. Chiar ieri mă gândeam, mergeam pe stradă și mă gândeam cum am putea să promovăm și mi-am dat seama că scrisul este un instrument și de multe ori poate fi folosit ca armă.
cuvântul este o armă și scrisul e manifestarea acțiunii armei și poate fi folosit negativ, dar noi vrem să-l folosim pentru a ne reconecta cu sentimentul de bucurie și pentru a ne cunoaște propriile valori și pentru a crea noi valori pe care să le aducem în viața noastră. Și atunci, cred că din perspectiva asta o să fie deschidere mai mare din partea oamenilor. Mm-hmm. Am înțeles. În cadrul expoziției Art Feminitudine, tu ce vei invita să facă publicul? Va avea legătură cu scrisul sau cu altceva? Va avea legătură cu scrisul. Mă gândesc și la un atelier pe care să-l ținem acolo, pentru că sunt șanse să dezvoltăm fiecare dintre cei 8 artiști microevenimente care vor avea loc în cadrul expoziției pe parcursul celor 2 săptămâni. Însă partea principală a intervenției mele în expoziție este ziua vernisajului, în care voi fi acolo prezentă și voi lăsa oamenii să treacă printr-o instalație senzorială, unul câte unul. Hai să explicăm un pic ce înseamnă instalație senzorială. Uh-huh. Pentru că unii poate se duc cu gândul la acele cărți pentru copii care au câte o inserție textilă pe care o pipăie sau poate că, nu știu, unii poate se tem, apropo de ce spuneai și de tema atelierelor, că poate mă atinge cineva sau poate se întâmplă ca la Marina Abramovici să încălcăm toate granițele. Cum va fi? Câte granițe vor fi? O să încălcăm niște granițe. Sparte, încălcate sau doar deschise? O să încălcăm niște granițe cu siguranță. Eu vreau să ating partea aceasta emoțională. Simt foarte mult să explorez zona aceasta. Marina Abramovici este pentru mine un reper, dar nu voi duce în zona aceea. Adică ea are... Nu duce în zona de traumă. Nu. Ea are art performance-uri dure. Nu știu câți dintre cei care vor vedea emisiunea știu, dar le recomand să caute ca să știe și la ce să nu se aștepte. Hai să vedem la ce să se aștepte. La ce să se aștepte. Ce experiență senzorială vei propune? Fără să dezvăluim, desigur, elementul de surpriză. Pot să dezvălui elementul de surpriză. Va fi cu siguranță textul, cuvântul, și în privința aceasta am pregătit mici discursuri pe care am să le spun acolo. Ce o să fie aparte, cred că o să fie faptul că fiecare om îl va asculta singur. În instalația senzorială nu va nu vor intra mai mulți oameni deodată, cum poate se întâmplă la o expoziție când avem tablouri pe pereți și în interior pot să fie 10 oameni și fiecare stă la cât un tablou sau sunt 2-3 care observă același tablou și discută pe tema aceasta. În instalația senzorială vor intra unul câte unul. Este o experiență a fiecărui individ. Exact. O experiență a fiecărui personală. Individ. Și eu îmi doresc să nu depășim spațiul la 5 minute acolo și să fie un mediu în care persoana să se simtă în siguranță. E foarte important pentru mine ca persoana să se simtă în siguranță. Tot ce am dezvoltat ca și instalație senzorială are la bază practicile din Teatrul Labirint, concept care a fost dezvoltat de Augusto Boal și după aceea de mulți alții, Ivan Brioc, nici nu mai știu care sunt ceilalți, care a ajuns și în România, care este la fel o experiență de teatru în care spectatorul este unic. Și pentru mine e foarte important să fie unic și în același timp să se simtă în siguranță acolo, în spațiul acela. Așa că o să fie o invitație la
o experiență pozitivă, nici de cum la ceva grav, doar că îmi doresc să iasă omul din această experiență cu întrebări și cu stare de bucurie, dar mai ales cu întrebări. Aș vrea acum, Laura, să le numim și pe celelalte artiste, în total 8 femei. Diana Andrei, Sânziana Bălțătescu, Ioana Bostan, Ruxandra Maria Catarančiuk, Lilia Klima, Anca Colescu, Maria Oncea și, desigur, Laura Ioana Pruteanu. Aș vrea să ne spui cu ce vor contribui celelalte artiste, tu prin cuvânt și scris. Sunt curioasă cu ce vor veni și celelalte. Lilia va expune acuarelă. Acum vorbesc de tehnici. Nu vreau să dezvolui foarte mult din concept, pentru că pe acela îl veți descoperi voi acolo. Ce pot să vă spun însă despre concept este că diferă de la artist la artist, inclusiv conceptul, deși are la bază ideea de femeie și de feminitate. Fiecare vine cu viziunea ei și cu tehnica ei. Lilia va avea acuarelă, Sânziana va picta, cred că pe lemn sau pe sticlă, nu știu exact. Diana cred că va avea tot lemn sau oricum niște panouri destul de mari. Anca vine cu picturi pe pânză. Ioana Bostan este un fotograf și va expune fotografie. Iar cele două fete tinere, cele mai tinere dintre ele, Ruxandra și Maria, vor expune artă digitală. Amândouă lucrează în mediul digital și vor expune astfel de tablouri, dar cu concepte foarte, foarte diferite. Și mă bucur că tânăra generație, deși are la bază aceeași tehnică, o să surprindă prin lucrări foarte diferite. Dacă ne așteptăm să vedem artă digitală și să semene, aici cred că o să fim surprinși de faptul că nu vor semăna deloc și că sunt total diferite. Și cât de mult partea digitală permite să te duci în tehnici foarte diferite, să explorezi noi tehnici într-un alt mediu. E foarte interesant. Eu sunt foarte curioasă cum va fi acest discurs colectiv, cum va crea o poveste pe tema feminității. Și sunt foarte curioasă să văd și aceste abordări între ale femeilor de vârste diferite și sunt curioasă în ce modalitate ai încurajat artistele să abordeze și să-și exprime diferit feminitatea? Nu le-am încurajat nicicum. În primul rând că n-am fost treaba mea să fac asta. Și atunci cum v-ați încurajat? Că bănuiesc a fost o idee care a pornit de undeva. Da, a pornit de la Lilia Klima și ea pur și simplu a reperat, cred că, alte femei în jurul ei care pot să exprime lucrurile astea în moduri foarte diferite și cu care, desigur, că rezonează la un anumit nivel. E greu să închegi chiar și o comunitate în zona aceasta, pentru că suntem atât de diferiți și avem perspective atât de diferite și experiențe de viață diferite. Și e foarte interesant procesul nostru din umbră de armonizare, dar se va vedea cu siguranță și în expoziția noastră, pentru că deși avem microconcepte diferite, ele toate vin să susțină imaginea femeii din unghiuri diferite, ca și cum o să avem în centru o femeie și o să o vedem din mai multe zone.
Și fiecare o să o vadă până la urmă atât cât își permite lui să o vadă. Cum de v-ați gândit că cel mai potrivit mod de a celebra feminitatea este prin artă? Cum putem face legătura? Oh, da, femeia este o operă de artă în sine. Și cred că cum ar fi putut mai mult de atât? Conceptul a venit ca, nu știu, să zic așa, o nevoie, un strigăt. Este un manifest al feminității și al feminitudinii. De ce i-am spus și feminitudine cu tu, acel mare la mijloc. Da, îmi place foarte mult denumirea expoziției Art, feminitate, tu și atitudine. Exact. Atitudine, art, feminitate și tu. Adică te văd pe tine. Exact. Așa exact. Cum ești. Da, și eu sunt convinsă că o să reușim să creăm din asta efectiv un manifest al feminității, care e demn să fie văzut acum și altfel. Cum ai spus și tu la început, o să fie sfidat zona aceasta patriarhală în moduri în care poate că ne așteptăm mai puțin. Eu, ca și concept, am legătura dintre masculin și feminin și cum este pusă femeia în valoare în relația masculin-feminin. Iar fiecare dintre noi are un concept diferit. O parte pentru a sfida patriarhalul, o parte vor să celebreze pur și simplu frumusețea femeii, o parte vor să arate femeia într-un spațiu mult mai larg al societății sau al mediului familial. Deci o să fie lucruri diferite, dar aceeași femeie văzută din cât mai multe unghiuri. Sunt curioasă, pentru că expoziția se desfășoară într-un spațiu emblematic al orașului. Cum interacționează expoziția cu locația Baia Turcească și ce aduce acest spațiu unic expoziției? Cred că, în primul rând, vibe-ul. Decizia de a face de a expune acolo, la Baia Turcească, pe mine m-a încântat foarte tare. Am explorat mai multe posibilități, desigur. Eu una rezonez foarte bine cu energia spațiului de acolo. Îmi place foarte mult. Și m-am bucurat să știu că Baia Turcească a devenit centru de altă contemporană. Deși recunosc că îmi plăcea și în forma în care era înainte. Nu toate dintre noi știm spațiul. Va fi o provocare și o interacțiune cu fiecare artist în parte să se manifeste în acel spațiu. Da, cred că va fi și asta o provocare. Și va fi provocator și pentru public, pentru că nu va vedea o expoziție globală, nu va avea cum să vadă într-o singură încăpere totul, ci va parcurge așa labirintic o expoziție, și nu doar o expoziție, ci și o întâlnire cu fiecare artist în parte. Eu zic că o să fie cu atât mai interesant fiind în acel spațiu și așezat astfel și împărțit astfel. Expoziția va fi între 3 și 16 martie, da. Timp de 2 săptămâni. Și ai spus că e o expoziție manifest. Să înțeleg că de aici aveți de gând să duceți mai departe proiectul? În ce formă și la ce nivel? Uite că asta e o întrebare pe care chiar mi-aș fi dorit foarte mult să mi-o adresez și nici măcar n-am bănuit că o să fie pusă. În echipa noastră de proiect, care a crescut așa puțin câte puțin,
Și am ajuns la un moment în care am spus, ok, aici închidem cercul lărgirii, ne oprim pentru prima ediție în punctul acesta și să vedem cum va ieși. Deci am rămas 8 femei, când puteam să fim și 12 până la urmă, dar am stabilit că rămânem cele 8 pentru prima ediție. Noi ne dorim să fie cât mai multe ediții și mai mult de atât ne dorim să ducem expoziția aceasta într-o caravană prin mai multe orașe ale țării și probabil și la Chișinău. Încă explorăm aceste posibilități, dar sperăm să o ducem mai departe și în alte orașe. Care este mesajul central pe care doriți ca vizitatorii să-l ducă cu ei după ce părăsesc această expoziție? Cred că e un mesaj pe care o să-l găsească fiecare vizitator în parte. Uh-huh. Noi am venit fiecare cu ideea ei despre femeie și feminitate. O să o expunem în modul nostru unic, dar spectatorul o să plece de acolo cu propriile păreri, cu propriile valori, cu propriile concepte. Și e bine să lăsăm libertatea asta vizitatorului. Cred că unii vor fi impresionați, alții vor fi atinși, alții vor fi șocați, alții vor fi dezamăgiți. Au dreptul să aibă o paletă cât mai mare de emoții și de stări atunci când pleacă de acolo. Ai sugera vizitatorilor să observe ceva în mod deosebit în timpul experienței, că nu pot să spun în timp ce vizitează expoziția, pentru că chiar da. Aș vrea să își exploreze propriile emoții și să se uite la ei atunci când pășesc în cadrul expoziției, să vadă ce anume îi atinge și cum și de ce. Să-și caute propriile emoții, să se raporteze la ceea ce văd tot din perspectivă personală, să știe că pe unii îi poate atinge în mod pozitiv, pe alții îi poate atinge în mod negativ și să-și trăiască propria experiență. Pentru mine e foarte important acest lucru. Am auzit foarte des în ultima perioadă că oamenii vin pentru oameni. Eu îmi doresc foarte mult ca la acest eveniment oamenii să nu vină pentru oameni, ci să vină pentru ei și să vină pentru conectarea cu propriile lor emoții, pentru conectarea cu ei și pentru conceptul care s-a creat. Deci subliniez încă o dată cuvântul din titlul expoziției, exact. Tu, dar să înțelegem că nu se adresează doar femeilor, e art feminitudine. Dar invităm pe toată lumea să dea față în față cu propriile emoții. Exact. Voi acum pregătiți expoziția și am observat foarte mult entuziasm pe măsură ce înaintați și vă pregătiți, mergeți înainte. Sunt curioasă dacă vrei să ne împărtășești vreo experiență memorabilă, o conștientizare pe care ați avut-o ca grup în timp ce vă organizați pentru a da formă acestui eveniment. Pot să spun așa, o frântură din ultima noastră întâlnire de proiect, care nu a fost neapărat legată în mod organizatoric de eveniment, ci de starea de energie care s-a creat între noi. Atunci când am început să discutăm despre basmele și poveștile care ating subiectul femeii și a feminității și a raportului femeie-societate, cum este văzută, ce lecții are de învățat, unde trebuie să fie supusă, care sunt traseile din viață pe care trebuie neapărat să pășească. Și a fost o experiență foarte, foarte, foarte spumoasă din punctul meu de vedere. Am pornit de la discuții pe baza mai multor texte, inclusiv din literatura românească. Deci pe măsură mă gândesc la Moara cu noroc, a fost, spre exemplu, unul dintre subiecte.
am ajuns la discuții despre scufița roșie și despre cum suntem învățați, despre basmele clasice, cenușăreasa, albă că zăpada, cum este femeia văzută acolo și ce învățăm noi de acolo. Unele dintre noi au spus că ele nu înțeleg de ce mai povestim copiilor astfel de basme care deja îi conduc spre un drum al traumei din start. A fost o discuție cu totul și cu totul savuroasă. Da, chiar, de ce mai povestim basme care duc pe un drum al traumei? Nu știu dacă le povestim neapărat ca să ducă pe un drum al traumei. Spre exemplu, pentru mine, Mica Sirenă, o iau foarte, foarte tare ca reper, este o transformare a unei povești care vrea să arate că finalul este fericit într-un anume fel. Pentru mine, povestea reală, cea în care mica prințesă sirenă devine spuma mării și nu se căsătorește cu prințul, pentru că așa este povestea de fapt scrisă, nu așa cum o citim noi acum copiilor sau cum o văd în diverse animații, este cu mult mai frumoasă și mai interesantă și mai atractivă și mai inclusiv pozitivă decât acela în care spunem că totul s-a rezolvat frumos și armonios și uite că au trăit până la adânci bătrâneți. Și aș spune povestea așa cum a fost ea scrisă, pentru că de acolo își pot lua copii lecții adevărate de viață. Dacă să o modifică... Să meargă pe un simț al realității. Exact, exact. Pentru a vedea că lumea are și bune și rele și pentru a învăța să le discearnă, e foarte important să fie balansul acesta între cele două. Clar că vrem să ne orientăm spre pozitiv, dar nu putem să negăm că au existat și alt tip de evenimente în viețile noastre și copiii noștri se vor lovi de ele și vor fi pregătiți să știe că există și așa ceva în viață. Tocmai mi-ai dat răspunsul la o întrebare care încolțea în mintea mea în timp ce te ascultam, dar nu îndrăzneam să o verbalizez pentru că voiam să fiu atentă la ce spui tu, dar tocmai, după cum spuneam, ai dat răspunsul la întrebarea mea că de ce mai simțim nevoia să sfidăm, cuvântul ăsta, să sfidăm, pentru că încă trebuie să arătăm anumite lucruri. Mm-hmm. Să sfidăm ce anume? Să zicem clișeele patriarhale. De ce mai suntem încă aici? Aici asta era nedumerirea mea. Într-o și luptă? De ce trebuie să o facem, da, printr-o sfidare? Da, da. Să știi că la asta mă gândesc și eu. Eu nu văd așa. Nu văd ca pe o sfidare și nu văd ca pe o luptă. Eu o văd doar ca pe o alternativă. Nici expoziția în sine nu o văd așa. O văd ca pe un manifest în sensul de îți arăt că există și calea aceasta, dar te las să alegi care este cea care e potrivită pentru tine. Sunt oameni care au nevoie să stea în traumă toată viața. De acolo o să învețe ei, ca și suflete, ca spirite, cum vrem noi să numim, ce au de învățat, pentru motivul pentru care au venit pe lume. Sunt alții care vor să se orienteze spre altceva. A crea un manifest și a lăsa o portiță de a alege și alte căi e lucrul cel mai important pe care putem face în viață, cred. Uh-huh. Și nu simt că facem lucrul ăsta sfidând, ci pur și simplu arătând și alte căi. Nu o văd ca pe o luptă, nu o văd ca pe o încrâncenare, nu o văd ca pe ceva dificil. Mai sunt persoane care zic că păi e karma, păi e o lecție, păi trebuie să fie dur, dar e greu. Nu, pentru mine e totul pur și simplu firesc, așa curge și e așa ca un râu care își desface brațele și se duce în mai multe direcții, de unde putem alege pe unde să mergem mai departe. Așa cum ai spus și pe parcursul emisiunii, că îi dai voie omului să fie el. Da.
să aleagă. Da. Am înțeles bine, nu? Da, da, da. Și menirea noastră e doar să creăm oportunități. Ai vrea să transmiți ceva în mod deosebit ascultătorilor, privitorilor, legat de această expoziție sau legat poate de altceva? Și de această expoziție și de alte lucruri, de alte alegeri de viață, vreau să întăresc ideea aceea de a face lucrurile pentru propria evoluție. Și nu spun asta într-un mod egoist, să faci lucrurile astea în mod egoist, ci pentru că pentru asta cred că am venit fiecare pe pământ, să evoluăm, să creștem, și atunci când noi evoluăm și în jurul nostru, alții vor evolua. Și îmi doresc foarte mult ca oamenii să vină la expoziție pentru ei, să vină la expoziție pentru că rezonează cu conceptul din spate, pentru că vor să descopere mai multe în afara lor și mai ales în ei înșiși. Și îmi doresc ca oamenii în general să participe la evenimente astfel. Nu să participe la evenimente pentru că am bifat și asta, nici pentru că acolo este prezent X sau Y, pentru că pentru mine asta este o formă de atașament nesănătos. Nu pentru că o să dea bine în societate și mă duc acolo pentru că o să-mi fac poze și o să arăt că am fost acolo. Nu pentru că vin, cum se spune, am descoperit un cuvânt nou, pișcotari, pentru că vin acolo pentru că o să fie o masă bogată la care se poate să stea. Dar din ce mi-ai descris tu, va fi o masă foarte bogată, cu merinde emoționale. Da, asta cu siguranță. Mai mult ca sigur că o să ne orientăm și pe partea fizică, adică o să fie cu siguranță și din direcția aceasta. Dar nu ăsta e scopul principal pentru care să mergi la o expoziție de artă, oricare ar fi ea, și la un eveniment, oricare ar fi el. Adică pentru mine e foarte important ca oamenii aceia când merg acolo și când o să urmărească lucrurile alea, să plece cu niște semne de întrebare, cu niște frământări, cu niște lucruri noi, cu dorința de a mai descoperi ceva, cu exact ca la un manifest artistic, că e piesă de teatru, că e concert, că e orice ar fi el, atunci când se mișcă ceva în interior, pleci un pic alt om de acolo, o variantă îmbunătățită, să zic așa. Și asta îmi doresc, să vină oamenii și să se conecteze cu ei. Mulțumesc foarte mult, Laura. Acum ne apropiem de final și aș vrea să te invit, dacă tot am vorbit despre artă, să tragem un mesaj de aici. Am adus aceste cărți care ne conectează la feminitate, cu mesaje. Îmi plac foarte mult cum arată, pentru că sunt făcute de diverse artiste. Și vrei să aleg una cu fața în sus sau cu fața în jos? Cum vrei tu, tocmai. E intenționat, le-am pus cu fața în sus, pentru că mie îmi place foarte mult să mă uit la acele imagini și să văd ce îmi transmite într-o anumită zi, o anumită imagine. E ca o joacă pentru mine. Prima pe care am văzut-o chiar m-a atras foarte tare. Ai putea să citești ce e acolo sau să o arătăm spre cameră? Da. Ca să vadă și ceilalți? Să vedem cum. Așa? Da, spre camera asta, cred. Ok. Asking opens a pathway. Pe mine m-a atras faptul că este albastră și albastru este culoarea mea preferată. Ce emoții îți transmite culoarea după albastră? După care am mai observat ceva, așa, n-am avut cum să nu observ. Faptul că femeia are în mână sau este lângă ea o narcisă. Iar narcisele, în special acestea, sunt florile mele preferate. Narcisele albe. Și e foarte frumos mesajul. Am să spun în engleză și am să spun cum îl înțeleg eu în limba română.
Asking opens a pathway. Și cum îl înțeleg eu în limba română este faptul că întrebările deschid noi căi, noi oportunități, noi drumuri. Și cealaltă bucată de mesaj pe care nu am citit-o este: when I ask questions of my inner being, I discover that beautiful and helpless answer always come to me. Da, atunci când îmi pun întrebări sinelui, nu știu, adânc, autentic, al meu, uh-huh, descoper lucruri frumoase și utile, primesc răspunsuri frumoase și utile. Da, se spune că cardul acesta, că punând întrebări putem să ne și apropiem de oameni. Da. Și putem ajunge să-i ascultăm. Pot să mai spun un mic lucru pe care îl pregătesc pentru această expoziție. Este exact o serie de întrebări. Și fiecare spectator, să zic așa, care va trece prin partea mea de expoziție, va primi o întrebare cu care va pleca acasă, pe lângă cele pe care și le va pune singur, sper, din toată inima. Și te întrebasem un pic despre ce emoții îți stârnesc acea nuanță de albastru. Albastru pentru mine este o culoare caldă. Deși în artă este considerată o culoare rece și în psihologie este considerată o culoare rece, și dacă îți discutăm despre psihologia culorii, în continuare este o culoare rece. Pentru mine, de mic copil, albastru a fost o culoare caldă și am să spun de ce. Pentru că cred că interiorul acela cel mai adânc al ființei umane este a idoma oceanului. Și cred că cu cât e mai adânc oceanul, cu atât e mai albastru. Și de aceea culoarea mea preferată este albastru ultramarin, albastrul acela foarte, foarte intens, de care eu nu am cum să-l percep ca și fiind rece, pentru că nu cred că oamenii în adâncul lor pot fi reci. Wow. Și atunci nu are sens pentru mine să fie o culoare rece. Și de asemenea, în albastru mă regăsesc foarte mult. Mă spun de multe ori că sunt ca un lac adânc albastru, pe care oamenii îl pot sfida, ca să folosesc cuvântul tău, în diverse moduri, și am o imagine așa destul de plastică a unui lac pe care pot trece bărci cu îndrăgostiți, în care pot arunca copii pietre sau bețe, pe care poate stau păsări, pe care îl tulbură vântul, pe care pot trece, nu știu, bărci cu motor ca să facă multe valuri, multe spume. Dar în adâncul lui rămâne întotdeauna liniștit. Wow, Laura, mulțumim pentru această călătorie prin tot felul de imagini pe care ni le-ai descris. Și uite, am pornit de la o singură lucrare artistică și un mesaj, dar eu îți mulțumeam pentru această călătorie, nu doar referitor la asta, ci la toată discuția și tot ce ne-ai povestit despre ce urmează. Cu siguranță ne putem lua fiecare câte ceva de aici și sper ca tot mai multă lume să participe la această expoziție și proiectul vostru să meargă la un nivel mai mare. Mulțumesc! Cu mare plăcere! Mulțumesc și eu că ai venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație și oricând, cu mare drag, mai revenim sau trimitem și pe alții să vorbească. Da. Aceasta a fost Ascultă orașul. Înainte de a celebra feminitatea, am avut o invitată pe Laura Ioana Proteanu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarea ediție.